Detalii explozive legate de dosarul unui fost ministru, este vorba despre Gabriel Sandu, cel în privința căruia președintele Klaus Iohannis a dat undă verde pentru urmărirea penală. Fostul ministru va fi cercetat din nou de către procurorii de la Direcția Națională Anticorupție. Este deja condamnat într-unul dintre dosarele Microsoft. Între timp, se pare că procurorii nu îndrăznesc să se atingă de Traian Băsescu. Gabriel Sandu este cel care a făcut dezvăluiri bombă legate de intervențiile fostului președinte și ale Elenei Udrea în afacerea de milioane de euro. Berta Popescu ne spune mai multe. Berta, hai să vedem despre ce e vorba. Da, bună ziua, Maria, bun găsit tuturor. Vorbim despre două infracțiuni pentru care va fi cercetat Gabriel Sandu: trafic de influență și complicitate la abuz în serviciu. Este cel mai probabil vorba despre un nou dosar Microsoft, o altă parte din acele contracte. E adevărat că mai toate dosarele în care Gabriel Sandu a fost cercetat au avut legătură exact cu aceleași contracte, exact cu aceleași prejudicii, doar că au fost încadrările pe care procurorii le-au făcut, au fost diferite. De data aceasta nu știm foarte multe detalii despre acest nou dosar, din câte știm nici Gabriel Sandu nu știe exact despre ce dosar este vorba și pentru ce au cerut aviz procurorii. E adevărat că nici cu privire la denunțul pe care l-a făcut el la DNA nu se mai știe nimic. I-a reclamat Gabriel Sandu în fața procurorilor pe Traian Băsescu, pe Elena Udrea, Florian Coldea, Emil Boc. De atunci, mai bine de un an, cred că a depus acel denunț, nu s-a întâmplat absolut nimic, nimeni nu a fost audiat. A dat câteva detalii extrem de importante Gabriel Sandu, spunea că inclusiv Traian Băsescu știa despre această afacere, despre modul în care au fost dați banii și de faptul că au fost fraudate acele licențe, banii cu care au fost cumpărate acele licențe au fost furați, spunea Gabriel Sandu în denunț. Spune așa Gabriel Sandu, cred că este important să precizez că în anul 2009 a avut loc o întâlnire în patru impusă lui Pinalti, Gheorghe Ștefan, de Traian Băsescu, Elena Udrea și Dorin Cocoș, și în care Claudiu Florică a explicat afacerea Microsoft și de asemenea Emil Boc este cel care i-ar fi pus în vedere să rezolve problema plății acelor bani pentru licențele Microsoft și de asemenea Elena Udrea l-a obligat pe Gabriel Sandu să se vadă cu Dorin Cocoș, care de altfel l-a sunat și el și l-a presat să dea odată acei bani. Mai mult decât atât, spune că a fost șantajat Gabriel Sandu de către Claudiu Florică și Dorin Cocoș în mod direct, dar și de Traian Băsescu, Elena Udrea în mod indirect. Am fost șantajat să plătesc ilegal cei 57 de milioane de dolari către. Da, vorbim despre 57 de milioane de dolari. 57 de milioane de dolari care încă nu au fost recuperați. De altfel, știm cu toții că dosarul Microsoft, până la urmă, cea mai importantă parte a acestui dosar a fost până la urmă un eșec, pentru că dosarul s-a clasat și nu s-a mai întâmplat nimic. Au mai fost câteva părți din acest dosar care au fost trimise în judecată, doar că vedem acum în instanță că toate care au ajuns în fața judecătorilor sunt pur și simplu desfințate de judecători, de exemplu cei de la Alta Curte au fost excluse din dosar, absolut toate probele pe care procurorii le-au administrat. Și, de asemenea, la Tribunalul București au decis judecătorii să întoarcă dosarul respectiv, tocmai pentru că procurorii făcuseră percheziții pe teritoriul altor state, fără să aibă acordul procurorului general, așa cum scrie în lege, așadar vor trebui să refacă urmărirea penală și acolo. Și pe lângă toate aceste lucruri, înțelegem că în ultima perioadă au fost făcute câteva percheziții la Gabriel Sandu și chiar i-au ridicat dintr-o cutie de valori câteva ceasuri de valoare, de altfel cutie de valori care îi aparținea soției lui Gabriel Sandu, care nu are niciun fel de implicare în acest dosar, nu are vreo calitate. Mulțumesc foarte mult!